vreau să vă arăt ceva astăzi. Este dimineață și bate un pic soarele în parbriz, nu știu cum o să arate filmarea asta, dar nu contează pentru ceea ce avem noi de văzut aici. Fumul ăla ce se vede în zare este fabrica austriacului de la Dornești, de la Rădăuți, cum se cheamă. Fabrica de cherestea, unde se face palo, se vede. În general, lucruri pentru care înainte de 89 la Europa Liberă făceau occidentalii propagandă pentru noi și ne explicau cum ne ține Ceaușescu, nu ne ține în lambriuri de stejar și de mai știu eu ce alte esențe de lemn. Dar despre altceva este vorba azi. Nu știu dacă a fost asta înainte de alegeri sau înainte de alegeri locale sau imediat după, nu contează pentru că noi suntem în campanie electorală permanentă, suntem aici în România. În Cheșul Fluturi de la Suceava, care este la prefectură, l-a depășit pe Opușan de la Vrancea, cred, ca vechime, de când el e prefect la Suceava. Se lăuda cum au făcut o nouă variantă, mă rog, de drum pentru șoferii din Rădăuți care merg spre Suceava, București, mă rog, merg spre sud, ca să ajungă pe european, pe 85. Am întrebat de cineva aici în zonă, zic că s-a făcut un drum nou aici la noi, despre ce este vorba. Lumea se uită la mine. Nu există așa ceva. Despre ce vorbești acum? Nu există niciun fel de drum nou făcut. Totuși azi mi-am găsit un pic de timp și vreau să vedeți, să vedem împreună despre ce este vorba, pentru că am aflat cu ce anume se lăuda în Cheșul Flut. Mai întâi, băgați de seamă cam cum arată drumul pe care suntem acum. Deci drumuri la același personal se lăuda tot acum într-o zi cum arată bine drumurile din Suceava. Mă rog, au asfaltat ei vreo 2-3 km de drumuri undeva și el s-a dus să-și facă o poză. Dar nu că nu am ceva cu flutul sau cu... Ei toți sunt la fel. Un polițian cum își deschide cura știi că minte. Deci drumuri mai rele ca în județul Suceava, eu am umblat în toată România. Dar drumuri mai rele ca în județul Suceava nu sunt nicăieri. Deci nicăieri. Drumuri mai rele ca în județul Suceava și mai puține. Deci noi aici, practic, mergem pe drumurile care... Drumul ăsta era pe vremea lui Ștefan cel Mare. De atunci ai drumul ăsta. Doar că l-au modernizat comuniștii un pic și ăștia când... Vin alegerile, mai toarnă câte, uite, acum să ne-am intrat pe o porțiune de drum. Asta a fost făcut acum câțiva ani, înainte de alegeri. Au turnat un covor asfaltic, care, bine, aici deja e cârpit. A fost turnat înainte de alegeri și au venit aici câțiva și au făcut poze pe marginea drumului. Asta e tot. Deci drumul mai rele, ca județul Suceava, nu sunt nicăieri în România. Eu am umblat peste tot. Și cum a ieșit din județul Suceava? Fie că mergi în Maramureș, fie că o iei spre Bistrița, fie că o iei la Vale, spre București. Deci am fost în Vaslui, unei patria noroiului, că acolo nu este balastru, deci drumul nu arată mai rău ca în Suceava. Deci la Vaslui, că acolo nu este. E balastru puțin. Deci de aici se strâng taxe. Numai uitați-vă ce e pe marginea drumului, cam ce se construiește și cine vrea neapărat să afle și cât costă metru pătrat, arul de pământ aici la noi. Deci la prețul ăsta îți cumperi pământ oriunde în Europa. Practic toate satele de aici s-au unit între ele, deci extravilan nu mai există practic nicăieri, toate sunt unite între ele, lumea a construit. Revoluție
și drumul ne convingem acum pe parcurs despre ce este vorba. Aici așa e o porțiune cu drum bun, pentru că ei asfaltează înainte de alegeri, își găsesc câțiva kilometri așa unde pot repara și toarnă un covor asfalt. Asta se face. Deci cam așa ar trebui să arate drumul peste tot. Peste tot în România, minim, ar trebui să arate cum e porțiunea asta pe care suntem noi acum. Pentru că de aici se scot taxe ceva incredibil. Cel puțin din zona noastră, de aici. Da? Și în general, noi am ajuns în România să plătim taxe și impozite europene, iar salariile și prețurile sunt românești. Pentru că nu sunt, în Europa nu sunt nicăieri așa ceva. Eventual în Republica Moldova să mai fie așa ceva. În Ucraina știu că, deci nu discutăm acum de Ucraina, că acolo situația e alta. Totuși așa, în două vorbe, politicienii care ne spun câte ceva de Ucraina ar trebui în primul rând să ne explice cum e posibil ca o țară, deja cât sunt, 2 ani de război, de cât e război? De vreo 2 ani de când e război în Ucraina, cum e posibil să se aducă, să se face contrabandă, vorba aia, noi așa, aici suntem aproape de graniță, cei de la vamă, sunt statul, deci este avion sau elicopter care zboară tot timpul aici, este în aer tot timpul și în principal supraveghează pe cei care fac contrabandă din Ucraina, Chipul. E discuție lungă acum. Dar întrebarea este, cum e posibil ca o țară în război, de atâta timp, care nu este în Europa, în UE, în Uniunea Europeană, deci sunt la periferia lumii, ca să zicem așa, noi așa, până acum, nu de mult, 2 ani erau cu rușii, acum Chipurile nu mai sunt cu rușii, dar totuși o țară în război, cum e posibil să producă grâne, produse, tutun, se aduc aici din Ucraina, se aduc tractoare care sunt două clase ceea ce se producea la uzina din Brașov, ceea ce produceau români. Alea ce se aduce de acolo, că aia nici nu-i e adus de prin componente, de prin China, asamblate prin Ucraina. Și se aduc aici așa în România. Deci alea sunt două clase. Deci noi nu eram în stare să producem, dar azi se aduce din Ucraina. Și întrebarea ar fi, cum e posibil totuși ca o țară aflată în război să producă așa de mult și așa de ieftin încât noi nu putem concura cu ceea ce se aduce de acolo. Noi fiind europeni, așa? Deci nu putem concura. Statul român stă și fugărește aici așa pe drum tot felul de indivizi din Ucraina, din România, nu contează de unde sunt ei, care fac contrabandă. Stau și își pun în pericol, ne punem în pericol viața unul altuia pe drum, fugărind contrabandiști. Același lucru valabil cu de unde am pornit la drum, cu ăștia care lemne. Chipurile sunt aici tot felul de organizații de astea, de mediu, una alta. Ei, chipurile combat furtul de lemn din păduri, tăierile ilegale. Păi, am trecut în fața curții pe acolo, pe la Schweihofer. Eu n-am văzut acolo niciun fel de echipaj, nici de la poliție, nici de la ăștia de la Ocol, de la Silvic. N-am văzut nici ăștia de la mediu, privați ai statului, susținuți de români, de străini, nu contează cine sunt. Deci în fața curții acolo, că numai acolo trebuie să stea. Că tot lemnul acolo se duce. Tot lemnul care se fură, în general, din pădurile românești, tăiat legal, furat, nu contează. Acolo ajunge. Nu are niciun sens să fie fugăriți. Deci da, drumul a început să se strice deja, pentru că am depășit porțiunea aia unde s-a turnat la înainte de alegeri și intrăm pe drumul obișnuit. Pe aici așa la fel. Nu are sens să fie fugăriți contrabandiști, aia care fură lemn din păduri, taie fără acte, deci chestii de genul ăsta. Oamenii ăștia nu se pândesc pe drum, pe șosea. Deci ăștia, ori la frontieră, la punctul de trecere a frontierei, ori se verifică acolo,
Iar lemnul se verifică în curte la intrare, acolo la Eger. Că pentru drumul ăla e în proprietatea austriacului. Pentru ăla plătim noi taxe de drum. Plătesc eu și alții care circulă pe aici așa pe drum. Noi plătim impozite. Acolo se face fain frumos poliția română un punct de control și verifică care este situația. Bun, am ajuns la așa zisa variantă pentru orașul Rădăuț, prin care noi chipurile ar trebui să ajungem mai repede la Suceava. Deci se fac o pauză 2 minute. Deci de când am pornit în orașul Rădăuț, până acum sunt 11 minute. Am traversat un sat, aici satul mare, așa se cheamă. Deci, nici un șofer din Rădăuți, mergând spre Suceava, nu va folosi drumul ăsta niciodată. Până în punctul ăsta în care sunt eu acum, nici cei din satul mare, din satul prin care am trecut, nu vor folosi drumul ăsta. Să mergi pe aici e ca și cum te-ai scărbina cu piciorul drept că te ustură urechea stângă. E fix același lucru. Deci drumul ăsta o ia spre nord-est aici, iar șoseaua duce spre sud, E85. Deci nici măcar cei care din satul mare, satul prin care am trecut, l-am traversat acum, de 11 minute mi-a luat, nici măcar ăștia nu vor folosi drumul ăsta. Aici, ce vreau să spun cu asta? Cât de cruntă poate să fie minciuna politicianului român? Deci cei din satul mare vor face aici așa la dreapta și vor merge spre sud, paralel cu E85. După aia trec prin Milișăuți și ajung direct în E85. Bun, deci este asfaltat, într-adevăr, drumul care duce... Este asfaltat. Asta este un drum de țară. Mă rog, eu nu zic că n-ar fi trebuit, el asfaltat. Trebuia, dar ăsta trebuia să fie asfaltat acum 30 de ani, nu acum. Nu acum o săptămână. La calea ferată nu este făcut. Deci intersecția, trecerea cu calea ferată, ăsta e așa, cum era drumul de țară pe vremea lui... În vremea comuniștilor, să zicem așa. Aici este calea ferată, se circulă. Nu este închisă calea ferată. Se merge spre Ucraina, spre Vama, merge la Dornești. Este calea ferată care merge la... Aici nu este făcut. Dar bun, deci drumul înainte este făcut. Hai să vedem cât ne mai ia, acum mergând pe drumul ăsta, pentru că este proaspăt asfaltat, poate merge omenește cu, mă rog, 50 la oră, intrăm imediat în sat aici. După cum am spus, deci aici se construiește pe marginea drumului, după cum vedeți, toate localitățile astea se unesc între ele. Ăsta a fost asfaltat, are câteva zile de când l-au asfaltat. Dar... Polițienii, ei deja se laudă cu drumul ăsta, eu nu știu de când el e, mă rog, în construcție, de când se amenajează el. Dar asta era, Fluturi se lăuda că drumul ăsta este făcut pentru cei din Rădăuți, ca să ajungă pe 85. Nu știu sigur dacă a fost înainte de alegerile locale sau imediat după. Oricum, din spate, nu vine nimeni să meargă pe 85 pe aici. Imediat o să vedem cine va folosi drumul ăsta pentru a ajunge pe 85. Încă n-am ajuns acolo. Aia care vin din spate, eventual dacă locuiesc aici așa cumva și au avut treabă la Rădăuți, vor folosi varianta asta ca să ajungă pe 85. Deci drumul nu e vorba. Arată bine, că doar e asfaltat are câteva zile de când e asfaltat. Nu pot să spun cât timp a fost în construcție, dar a fost în mod sigur mult timp. Durează mai mult de un an, în principiu, ceea ce se construiește în felul ăsta aici, așa, la noi. Am văzut acum pe internet, scria în presă, nu știu unde am citit, la București, pe autostrada aia, inelul ăla de centură care îl fac ei acum, la greci, este o firmă la Actor, erau doi muncitori pe toată autostrada aia. Grindeanu, el se lăuda că anul ăsta, în august, ar fi trebuit să fie închis tot inelul ăla și noi așa oltenii, bănățenii care merg spre Constanța, ar fi trebuit să meargă numai pe autostradă, să nu se dea jos de pe autostradă. Înțeles că ăla nu este gata nici azi și nici nu va fi anul ăsta gata. Nu știu dacă va fi anul viitor, în august, că ar trebui să fim mulțumiți.
dacă ar fi gata aia anul viitor, în august, ar trebui să fim mulțumiți. Dar e posibil să nu fie gata. A, nu, nu, deci nu e gata. A, bun, aia cât am fost. Am turnat 2 km, am fost de drum, de asfalt, deci Flutur se lăuda cu treaba asta, se lăuda acum să se lase praf, aici nu mai văd pe unde merg. Pe aici nu mai vezi pe unde mergi deja, că a intrat pe off-road. Deci cu chestia asta se lăuda ori înainte de alegerile locale, ori imediat după. Cu porțiunea asta de drum. Dar, deci de aici... Bun, deci ăștia care locuiesc aici, într-adevăr, vor merge pe aici ca să ajungă pe 85. Dar de aici până la 85 mai este. Nu-i... Dar, deci singurii care vor folosi varianta asta pentru a ajunge pe 85 sunt cei ce locuiesc aici. Eu nu știu cum se cheamă satul ăsta aici, deja unde am intrat, n-am fost atent la asta, dar până la 85 mai este. Eu am crezut că ei au terminat, zic, bun, au asfaltat asta. Dar după cum vedeți, nu lucrează nimeni. Sunt niște utilaje oprite acolo pe marginea drumului, șantierul este părăsit. Hai să vedem dacă lucrează într-adevăr cineva pe drumul ăsta. Dar eu sunt absolut convins că nu lucrează nimeni aici. Este vineri. Cât e ora? E ora 10 și ceva. Deci, bine, aici la noi deja în zonă suntem în weekend. Dar în mod normal ar trebui să se lucreze și nu numai vineri. Ar trebui să se lucreze și sâmbătă. Pentru că vedeți și dumneavoastră ce e aici. Deci eu sunt absolut sigur că aici nu este nici un muncitor. Ăsta este șantier în lucru, ceea ce se vede aici. Este șantier în lucru. Dar cum poți să te aștepți să fie aici muncitori? A, uite ce frumos. Pe marginea drumului ăsta, pe mijlocul drumului, unei canalul pus parapeți de astea cu semnalizare. Lăsat. Ia să vedem. Aici alte utilaje. Să vedem, într-adevăr, dacă sunt oameni la lucru și cât sunt. Utilajele de care am trecut adineauri, acolo alea erau... Nu era nimeni acolo. E85 este aici, așa. Ce se vede în intersecția asta. Ăsta este E85. Dar din Rădăuți, pentru a veni aici, nu merge nimeni. Pentru că, bun, eu am mai stat un pic pe marginea drumului și am mers încet. Dar 15 minute face oricum, plecând de acasă. Păi tu în 15 minute plecând de la Rădăuți spre Suceava, trebuie să fii deja la jumatea drumului. Nu ai de ce să mergi pe aici. Deci singurii care vor folosi drumul ăsta, eu nu zic că n-ar fi trebuit făcut. Deci efectiv nu se lucrează. Aici sunt 3 muncitori. Să-i vedeți imediat. Ăștia sunt, dar ei nu lucrează. Asta nu se lucrează aici așa. După cum vedeți, utilajul ăsta, grederul, este parcat și nici nu face nimic. Că el nu are ce să facă acolo, absolut nimic, da? Grederul este parcat pe marginea drumului, cred că și-ar ridica roțile. Aici este un muncitor, 2 utilaje care stau pe loc, 2 mașini, și este buldo-excavatorul ăsta care, să vedem ce anume face, da? Da. Se poate vedea exact ce anume face. Sunt fix 4 muncitori. Nu, ăla se uită. Sunt 3 muncitori și ăsta cu buldo-excavatorul. Da? Deci asta se lucrează și hai. Semne cu mâna.